Da. Așa, dar... Eu și mine de la profanare, ce 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 de mate. Tema. Tema. La asta, a... Câte numere naturale de forma 3, 6, AB? 3, 6, AB. La cu 2, cu 5, cu 10, cu 3, cu 9. Pe rând. Să știi. Pe, la, rând. Pe rând. Deci la 2, la... Deci sunt mai multe puncte, puncte exact. A, B, C, D, da? Întâi cu 2. Deci, A mic, divizibil la 2. Câte sunt numărul lor, te spun, nu? Câte numere naturale de forma asta? Da, sunt divizibil la 2. Nu care sunt numerele, câte? Ia să vedem dacă are o idee. Păi, câte... Poate să fie doar 0, 2, 4, 8, 6 și 8. Aici, la B, da, nu? 0, 2, 2 4, 4, 6, 8. Adică sunt câte? 0, 2, 4. Sunt 5. 5. 5, da? Și au, 5 numere 4. Și au poate fi de la 0 până la 9. Și au poate fi de la 0 până la 9. Adică câte posibilități are aceea? 10. Și ori 5? 10 ori 5? 50. Da? 50. Răspuns? Deci, spunem așa, A mare era egală, să ceream problema mare, dar cu mulțimea tuturor numerelor de forma 3A, 3, 6, AB, cu proprietatea că 3, 6... Dar stați, de ce ori 5? Imediat. AB, 3, 6, AB, divizibil la 2. Deci am notat mulțimea tuturor numerelor de forma asta, și noi, pe noi ne interesează cardinal. De ce ori 5 am întrebat? De ce ori 5 pe ori 6? Că l-avem și pe 0. 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. 5. Sunt 5 pare și 5 imare. Exact. E bine așa, da. Ori 5. Ei, nu da. Deci, cardinal. Cardinal. Cardinal lua, adică numărul de numere. Da, ca să înțelegem bine. Deci B aparține mulțimii, ca să fie redactat, B aparține mulțimii valorilor. Vii, Daria, 0. 0, 2, 4, 6 și 8. Da. Iar A aparține mulțimii valorilor 0, 1, 2, 0, 1, 9. Și atunci, cardinal, deci de aici sunt, vede că sunt câte aici? Sunt 5. 5. Da? Deci, împreună 5 ori 10, da? 5 ori 10 egal cu 50 numere. Așadar, cardinal, răspunsul pe care îl dăm, cardinal lui A egal cu 50. Cât asta ne-a interesat, da. Câte numere are? Deci, cardinalul lui A. Divizibil la cine o cerutăm? La 2, la 5, la 10, la 3 și la 9. La 2, am văzut. La 5, iar putem vedea foarte repede. Cât are 0 și 5, ori 2, ori 10. Păi, bine, poate să fie numai 0 și 5. Și celălaltul ia 10. Și celălalt poate fi 10, adică 20. La 10? Ultimul să fie 0. La, da, și ca să fie 0. Și A poate să fie tot așa, poate să fie 10. 10 numere. 10 numere. Da, la 10, 10 numere. La 3? La 3 trebuie să fie suma lor. Adică putem avea să facem. Asta o să facem. De 3. Deci deu. Deu. Vorba de mulțimea C egal cu toate numele de tot de aceeași formă 3, 6, A, B cu proprietatea că 3, 6, A, B se divide la 3. 3. Da, 3, 6, A, B. Da, zic. Te rog. Păi știm că un număr se divide la 3 atunci când suma știm și noi. 3, 6, A, B. Da? 3, 6, A, B. Se divide la 3. Se divide la 3. 3. Dacă 3 plus dacă 6. Dacă și numai dacă. 3. Dacă 3 plus 6 plus A plus B se divide la 3. Se divide la 3. Da. Și acum am spune că 9 plus A plus B trebuie să se divide la 3. 9 plus A plus B să se divide la 3.
3. Asta înseamnă că dacă noi luăm pe A 0 și B poate să fie 0 pentru că 9 e deja un multiple de 3. Da. Dacă luăm pe A 1, B o să fie 8. 2. Dar ce 2? A, da, că e 1. 9 plus 1, 10. O să fie 2. Deci, mergem cu A egal 0. B egal 0. Atunci, B egal cu 0. Și B egal 0, va gândi? Păi nu. Doar să vrea toate variantele. Ca să se epuizeze cu A egal 0. Da, da. Cine mai poate să schimbe? Dacă A egal cu 0, poate să fie 3, da. Deci, B e 0. Hai să spunem, B am aparții de valorilor 0, 3. Nu 3 copii de acum, dacă la e 0. 6. 6. 0, 3, 6, da. Și? 9. No. Și 9. Bine, Davide? N-ai urmărit aici. Ba da. Deci când A-ul este 0, suma aici a lui B-ul poate să fie 0, 3, ca să facă 12, 6 și 9. Și n-are voie mai mult, că treci peste icină. Și dacă B este 0? Nu. Păi, mergem să controlăm după A. A0, A egal cu 1. Dacă A este 1, o să fie B, poate să aparțină mulțimii 2. 2. Și dacă mai iar adăugați 3. Ați adăugat primul element? Deci B o să fie 2. 2, sigur 2? Da, pentru că o să fie 10 plus... 2 cu 1 și cu 9 fac. Da? B-ul este 2. 5. 5. 8. 7. 8. 7. Apoi, dar o avem pe A egal cu 2. A egal cu 2, David, să facem David acum, da. B. A egal cu 2, B poate fi 1. B-ul poate să fie 1, de acord? Da. B-ul este 1. 4. 4. 7. 7. Și atât. Și atât. Dacă A egal cu 3. Ia, vedem cine va scrie. Poți să spun eu sau cine spune? Tu, te rog. 9 și cu 3 o să facă 12, deci B poate să fie 0, da. 3, 3, 6 și 9. 3, 6 și 9. Dacă A este 4, 4. Cine spune eu? Da, următorul este 8. Stai 5. Nu, 15 este următorul. A, 2. 2 și mi se pare că de acum se repede. 2, 5, 2, 8. 2, 8. 5, 8. Ia uitați. Am senzația că de acum se repetă. Ia uitați, 0, 3, 6, 9, 2, 5, 8. Următorul cred că o să fie 1, 4, 7. Când au 0, 3, 6, 9, variantele lui B sunt 4. Exact. Când au este 1, 4, sau 2, 1, 2, deci în afară de cele de am spus mai înainte, am 3 numere. Da, dar se repede chiar și numerele. Da, adică... Pe mine interesează câte numere. Ca să le numărăm, corect. Ca să le numărăm. Bun. Deci gândim așa. Când A-ul este 0, 3, 6 și 9, adică sunt 4 variante, 0, 3, 6 și 9, am 4 posibilități a lui B. Deci 4 ori 4? 4 ori 4 va face 16. 16 numere. Bun. Deci, dacă A aparține mulțimii valorilor 0, 3, 6, 9, B, atunci B-ul aparține valorilor 0, 3, 6, 9. 0, 3, 6, 9. Da? 0, 3, 6, 9. Tot timpul face așa, pentru că e nou ăsta, așa, mm-hmm. Plus B trebuie să fie... Spuneți lor ca să nu crede că... Așa, da, foarte bun. Și atunci sunt 4 ori 4. Da? Deci numărul de numere de forma, în cazul ăsta, da? Numărul de numere de forma 36AB. 36AB divizibile la 3. La 3, numărul de numere egal 6. Cu 16. Bun. Dacă A este... Asta a fost cazul 1. 1, 2. 2. Dacă A aparține. Dacă
A aparține celorlalte numere. 1, 2, 4, 5, dacă vrei să zic. Da, 1, 2, 4, 5, 7 și 8. 7 și 8. Adică sunt 6 în total. Atunci B-ul aparține fie valorilor 1, 4, 7 și 2, 5, 8. B aparține 1, 2, 1, 1, 4, 7. Da, 1, 4, 7 și 2, 5, 8. Sau B aparține 2, 5, 8. 2, 5, 8. Și atunci numărul de numere, care va fi copii? Câte avem acolo? 2, 4, 6, 4, 6 ori 3. 3. Da? 3 sunt. 6 ori 3, cât? 8. Și atunci rezultă că în acest caz 2, numărul de numere de formă 3, 6, A, B divizibile la 3 este egal cu 18. Da? Și atunci în total? De 6 ori. În total 18 plus 16? Total 18 plus 16 este egal cu 34. Mai repetăm o dată, aici a fost interesant aici la divizibilitatea la 3. Deci, cum am gândit eu? Ce a fost în mintea mea? Am zis, bine, mă ordonez după una din variabile. Am zis au. Au să-l prind, de unde l-am plecat eu? De să-l prind de la 0 până la 9. Și B-ul va rezulta ca nevoie, nu? B-ul va rezulta ca să completeze multiplicitatea lui 3. Să fie multiplu de 3. Și B-ul am văzut că satisface în fiecare caz, așa cum observați, 4 cazuri la 0, 4 la 4 și 4 la 3, 6, 9. Ei, n-am făcut decât să analizez cele două cazuri. Da? Să analizez și să le mulțumesc și să văd exact cât e produsul lor. Bun, trecem, care e cu 25 e la fel. Da. Lăsăm. 25 îl faci tu acasă. 26. Uite, la fel, câte numere de format, sau divizibile cu 2, cu 3, deci după același principiu, faci tu acasă. E ușor asta, mamă. Deci am... Dar care unica era? 25 era de la timp. 25 era de la timp? Dar nimic, dar 26 e ăsta... Le face ca, nu mai e cum. Dacă tu nu știi cum să zici, nu mai e. Da, dar 25 este exact după ăsta. Modelul ăsta, da? După modelul ăsta, așa că așa n-ai că... ce să... Nu ești pierdută. Acum mai lucrat și cu datele din astea și știți din astea. Da? Se bagează pe criteriul de vizibilitate. Am văzut, da. 26 numai, da? Da. Nu mai 28. 28 la pagina 22. 28 la 22. Arătați că numele de forma 5 la n plus 3. A egal cu 5 la n plus 3. Ori 2 la n. Ori 2 la n. Minus 125. Minus 125. Cu n aparține mulțimilor naturale. N natural. Așa. Sunt divizibile cu 5 și 9. Număr natural. Să arătăm, să rezulte că A se divide la 5 și 9. Și A se divide și la 9. La același timp? Nu. Așa mi-ai zis. La, cu 5 și 9. Asta înseamnă în același timp? Nu, nu. Pe rând? Pe rând. Și pe la 5 și la 9 trebuie să arătăm. Dacă ar fost în același timp, ar fi, am fi putut să spunem să... Adică, numărul 40. Indiferent ce ne punem acolo, de fiecare dată trebuie să găsim că se divide la 5 și că nu se rezolvă și la 9. Da. Cu alte cuvinte, ce ar trebui să arătăm? Când un număr se divide la 5? Da? Ultima cifră este? Ultima cifră este 0 sau 5? Ultima cifră este 0 sau 5. Ia să vedem. Hai să vedem. Aici ce am putea face? Am putea scrie, putea scrie 5 la n ori 125. Așa zicem. A
A. Amic, a, domnul, mic. Domnul dat cu amic. A egal, egal cu 5 la, 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 5 la n ori 125 ori 2 la n ori 2 la n minus 125. Și egal cu lucrurile alea. Și le faci acolo. Poți să scopi 125, ce fac? Corect. Deci egal cu 125 ori, pe lângă, deschid paranteza. Pe lângă 5 la n ori 2 la n. 2 la n. 5 la n ori 2 la n minus 1. Da? Minus 1. Și egal mai departe. Și cam... Ia să vedem cum putem face acolo. 5 la n ori 2 la n. Știți o proprietate voi acolo, nu? 10 la n. 10 la n. Și egal cu 1. Ar fi 125 pe 10 la n minus 1. Da. Deci... cât face de acolo? A, 125 pe lângă 10 la n minus 1. Egal cu 125. Deci egal aici continuu, da? 125 pe lângă 10 la n, 10 la n minus 1. Și egal cu? Putem să scriu pe 125 ca 5. Da, lăsăm așa, nu? A, că trebuie să adăugăm la 5, nu? Și la 5 și la 9. Dar la 5 este? La 5, da. Interesant. Este sigur, nu? Din ce motiv? Deoarece 125 poate fi scris ca 5 ori ceva, adică 5 ori 25. 25, da? 5 ori 200. Așa. Deci egal cu 5 ori 25, chiar? 5 ori 25. Sau 5 la 3 să scriem, că noi suntem cei care înțelegem bine. 5 la 3 pe lângă. Cât se fac cu 10 la n minus 1 are? Ar face un număr cu 9 la sfârșit. Un număr lung cu 9 la sfârșit. Ați putea să spuneți mai multe amănunte? Păi, de exemplu, 10 la orice putere se termină cu 0, nu? Așa este. Și dacă scădem unul din el, o să fie gen... o să fie un număr de genul 9. Foarte important! Dacă ar fi 100, scădem pe 1,99. O să fie 99, adică o să fie un număr care este mai mare din 99. Asta înseamnă că acest număr care este 125 ori un număr care este fie numai 9,99 de fiecare dată, este un multiplu, se divide și la 5 și la 9. Asta era, da? Deci era important să sesizăm aici că 10, 100, 1000 și așa mai departe. Nu numai ultima cifră, mai multe amănunte, că eu vreau să ajung la divizibilitatea la 9. Da? Când nu mi-e așa de aici. Și cum scrieți? Și acum aici scriu 9, puncte, puncte, 9. Un număr lung. Ori, între ele. Da, ori, aici, da? Ori. Și ăsta se divide la 5 și la 9. Aici putem spune că acest număr A, A rezultă că A se divide la 5, pentru că este 5 la 3 ani. Și A se divide la? Nu. Și A se divide la 9, din cauza și la 9. Da? Asta se divide la 9. Da? Și iată că am răspuns că se divide și la 5 și la 9. 29 de la pagina 22. Faptul că am aranjat aici că au produs doi factori, unul se divide la 5, celălalt la 9, nu e și treaba cât se poate declara. 29 de la 22. 29. De la 22. Să se arate cu numărul N mare, egal cu? Să se arate că N mare. Egal cu? 10 la N plus 1997 cu N natural. Plus 1997. Unde N aparține N mare. Ei, aici e notarea, în sfârșit, N aparține lui N mare, dar nu se înțelege că este N-ul de aici. Nu, N... Hai să notăm cu... cu B. Numărul M mic, M mic, de forma asta. Așa, este divizibil cu 3. Să rezulte că M se divide la 3. Păi ne gândim că cât ar face deci, orice putere al 10 se termină în 0, 0, 0 sau doar 0 sau
oricum, într-un 0, cu siguranță. Și dacă adunăm 1997, cifrele lui ar da 26, ceea ce nu se împarte, nu se împarte la 3, dar ne-ar mai trebui încă 1, cum ar fi ca el să facă 27 și se împarte la 3. Și 10 la orice putere dă cu 000, dar până la urmă are și un 1, adică dă 100 sau 10. Și asta înseamnă că dacă ar fi 1 plus 1 plus 9 plus 9 plus 7, care ar dă 27 și s-ar putea 3. Deci, nu știu dacă nu uita pe terația la ok. Cum a zis ea? Eu la același lucru mă gândeam. Adică? 1997 va da 26 adunat. Bun. Și 10 la 0 este 1. Că când voi adună 1 la acel număr, va da 27. Când va fi 10 la 2, va fi 100. Plus numărul acela va da... Practic, cu numărul nu se schimbă, se mai dă... Deci, suma cifrelor... Spuneam să pacifică cu 1-1. Fie că se duce la unități, fie că la 10, fie că la sute, fie că la mii, fie că la 10 de mii, undeva mai în față, doar cu 1. Da? Așadar, cum vreau să redactăm? M se divide la 3. La 3. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Suma cifrelor, adică 1 plus 9 plus 9 plus 7, 1 plus 9 plus 9 plus 7, e vorba de 1997, plus 10 la plus 1, care provine de la 10 la N, face aici suma cifrelor egal cu 27, care se divide la 3. Terminat exercițiu. Deci, am adunat suma cifrelor și 10 la orice putere face cu 1, urmat de foarte multe de 0. Și 1 ăla și 1 acela completează suma cifrelor. Ați înțeles? Da. Exact, așa cum știți. Exercițiul 33 de la pagina 22. Pe o masă sunt 9 cartonașe pe care sunt scrise numerele. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16. Sunt 9 cartonașe, da? 1 1 3 3 4 4 6 6 8 8 9 9 11 12 16 9. Sunt în total 9, da? 9, da. Victor și Gabriel au luat fiecare câte 4 cartonașe și au observat că suma numerelor de pe cartonașele lui Victor este de 3 ori mai mare decât suma numerelor de pe cartonașele lui Gabriel. Fiecare... Ce număr a rămas pe masă? Fiecare câte cartonașe? Câte 4. Deci, Victor și Gabriel, Daria și Davide, au luat fiecare câte 4 cartonașe. Și au observat că suma numerelor de pe cartonașele Dariei este de 3 ori mai mare decât suma numerelor de pe cartonașele lui Davide. Ce număr a rămas pe masă. Masă. Puteți spune că voi este egal cu 3 când, nu? De 3 ori mai mare. Da. Da, deci, Victor... O să fie de 3 ori Gabi. De 3 ori Gabi. Așa, da. Suma. Și ce număr a rămas? Pe masă, da. Asta înseamnă că Victor, patru trebuie să aibă, adică Victor trebuie să aibă un număr care se împarte la 3, ca să se poată fi de 3 ori mare, exact. Adică nu poate să fie un număr de genul 100, ceva de genul ăsta, adică trebuie să fie un număr care se împarte la 3. Deci, exact. Victor a luat, fiecare a luat câte 4? 100 mare. Păi da. Și a observat că numerele de pe cartonașele lui Victor, suma numerelor, este de 3 ori mai mare decât suma numerelor de pe cartonașele lui Gabriel. Cum facem? Eu aș aduna toate numerele sunt este un multiplu de 3. Deci a dat toate numerele. De ce le-a dat pe toate? Pentru că aș vrea să știu care este suma totală. Bun. Ar fi o idee. De ce?
Deci se frământă suma totală. Da. Să vedem, să urmărim și vedem idealul și cum e și cum e da. Dar poate chiar prelungirea și tu acum ideea, nu? Da. Zi-mi, te rog. Dacă vedem suma numerelor, putem să ne dăm seama ce număr dintre ele am putea să îi scadem, cum ar fi, ca el să se poată împărți la patru. De ce la patru? Pentru că suma lui Victor e de 3 ori cât al lui Gabi, dar și Gabi are suma sa. Deci, practic, trebuie să împărțim toată suma aceea la 4 și restul împărțirii este exact ce ne trebuie. Ia să vedem dacă avem. Este bună ideea? Da. Foarte bună. Dar aici trebuia să... De ce am lăsat-o să intervine? Pentru că ea a spus în prelungirea ideii tale că împarte la 4. Aici tu încă aveai o rezervă, nu te gândeai să împărți la 4, ci de ceva cu de 3 ori... 70, da. 70, da. Suma toată. Suma toată 70. Deci, este egal cu 1 plus 3 plus 4 plus 6 plus 8 plus 9 plus 11 plus 12 plus 16 și egal cu 70. Acum trebuie să împărțim pe 70 la 4. 70 împărțit la 4. Ți-a plăcut ideea, nu? Deci e de la 4 în parte, ca să vadă... Nu se împarte exact. Vezi? Nu se împarte exact, 7 odată. O să dea 17 2. Deci 17. Plus 17 ori 7 și rest e egal cu 2. Adică zicem că 70 este egal cu 4 ori 17 plus 2, nu? Asta înseamnă că trebuie să rămână 2. Noi. Unde e 2? Păi, unde e 2? Păi, nu-i 2. Păi trebuie să-l faci. 1 minus 3, gata. 3 minus 1. Stai că suntem un panic aici. Da? Ideea mi s-a părut foarte tare, interesantă. Suma totală, sigur, e 70 mai mea. Da, am făcut pe calculator. Deci 1 plus 2 plus 4, 6 cu... Păi avem acolo 1 plus 3 care face 4 cu 16 din coadă, 20 cu 10 de acolo, plus 10 plus 10, 20. La 12, ce la 12 2? Păi da, putea să-mi scrie Mario ca 10 plus 2. Da. Deci n-a mers, ia să vedem. Încă o dată spune suma de pe cartonașele lui este de 3 ori suma decât a cartonașelor celorlalți. Deci, dacă împărțam pe 70 la 3, ne dădea resum. Dar nu facem împărțire așa că sunetea nu este acolo. Că zice așa autorul, că e de 3 ori suma celuilalt, nu? Deci tu iei 4 cartonașe, tu iei 4 cartonașe și observi că ea are suma de pe cartonașele ei de 3 ori mai mare decât suma de pe cartonașele tale. Dacă vrei, poți să faci și segmentele, pentru că cum ar fi, faci un segment și faci 3 ori acelea segment și sunt 4 segmente total. Așa? Deci dacă Victor Gabi nu are și el segmentul lui. Păi uite, asta a zis că el are de 3 ori segmentul lui Victor, dar n-are și suma care a avut-o el. Păi da, parcă. Plus de 3 ori cât mai mic. Păi uite, asta e al lui Gabi și Victor este asta. Uite așa, una, două, trei, nu? Trei segmente. Pentru cine? Pentru Victor. Că Victor e de 3 ori suma. Da. Și 4 segmente acolo, adică... Și noi ce facem? Împărțim toată suma. Toată suma aceea o împărțim la 4 și îl dăm rest. Se poate ca aba nu care ora și noi ceva. Tot 70 este, nu? 21. Păi și cu nu mai pic, Daria, 48 plus 48. 69, 1, 70, da. Deci, cum zice, de 3 ori? De suma lui Victor, de 3 ori suma lui, de 3 ori suma lui Gabi. Și atunci, pare că noi totuși judecăm bine. Că pe total,
sunt 4 segmente de acestea, nu? Și împărțim pe 70 la 4 și trebuie să ne dea restul. Restul acela este unul din numele astea. Poate pe unul rămâne dividabilă. Nu, nu. Este da. Ce număr a rămas pe masă? Păi, practic, avem o vânătorie. Păi, fă-stema. Poate e problema greșită și trebuie să... Nu, hai să mai gândim o dată. Așa ar merge, de două ori câte capi ar fi. Să nu putem să scriem pe 10 ca un cartonaj de 10. Să nu poți să le separe. Doar cartonaj de 2? Nu poți să le separe. Nu spun, nu-i problemă. Da, cum faci cartonajul în două? Pe le tai și pe... Deci... în toată chestia asta... Văd de câte ori se cuprinde, mi s-a cuprins de 17, deci Victor ar trebui să facă, din 4 să facă un 17. Din 4 cartonașe iese un 17? Da. Din ce? Din 4 cartonașe nu iese. Din ce 4 cartonașe să vedem un 17? Bă, e 11 și 6, dar nu, n-are cum. 11 și 6, nu am 4 cartonașe. 4 cartonașe, de 17. Așa l-a semnat. O singură parte e 17. Păi vă spune 4 cartonașe. Care? 1 cu 9 și 3 cu 4. Păi da, 1, 3, 4 și 9. 1, 3, 4 și 9. Pentru că 4 plus 3 plus 1 fac 8. Sau și 8 plus 1 9, 9 fac 7. 1 cu 9, 10 și 3, 10 3 cu 4. 1, 3, 4, 9. 1, 3, 4, 4 9. 9. Și 9. Da. Și ăsta fac 17. Și acum 17 ori 3. 17 ori 3 cât face? 51. 51. Din cele care au rămas? 51 poate să fie formal. Păi neapărat, nu din 51? Ba, de mama, 51, da. 51 ar trebui să fie... Din celălalt care a rămas. Așteaptă, da, ia. Deci asta, asta... Da, a urmat și mai numele pare. A, a urmat și 11. A, și 11. Păi 51 presupun că ar trebui să fie cu... Trebuie să ne considerăm pe 11 obligatoriu. Ei, și acum... sunt 5 cartonașe, nu? 6 plus 9, 15. Plus 12, plus 16. Uite, 54. 6 cu 9, 15, cu 16 fac cu 1 la sfârșit. De fără 6 și 9, ia să vedem, că nu dă prea puțin. Cât stai să punem? 8? Plus 8. Nu mai, din astea nu mai pot să mai fac 51. 4, suma aceea rămâne... Nu este bine. Totuși, 2, 4, 6, 8, 9 cartonașe sunt. Suma totală a lor. Deci... Ia 4. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16. Fiecare ia câte 4. Și observă că suma de pe cartonașul lui Victor este de 3 ori mai mare decât suma de pe cartonașul lui Gabriel. Ce număr a rămas pe mare? Se poate face 52 în ele. 51 vrem. 51, da. Păi se poate face. Care? Poate să fie 16, da. 16, 11, 9, 8 și 6. Păi, 6 și 8 s-o 9 ca să facă... A, nu. 9, 8 și... Stai. 9, 8 și 6, nu poți lipsa. 9 a fost ba 9. Da, pentru da? Că dacă 6, luăm 6, deci 6, 8, 9, 6, 16 8, și 12. 9. Dar 9 e luat. 9 e luat. 51. 9 e luat? 9 l-a luat când a făcut... Și chiar dacă nu l-aș lăsa pe 9, le-a pe 6 ca să-mi iasă 7. Stai puțin. Nu, după aceea nu mai ai de unde să lipsi. Pe 7 și pe 11 cu 6. Dar nu că se trebuie 4 cartonașe. Păi vedeți, dacă dă, dacă ar fi așa, dă 53 și ar trebui să scădem 2. Da, și nu avem pe 2. Bine. Deci, asta e pentru nota 10. Dar haideți să vedem, 4 de 3 ori mai mare. Dacă ăsta ia cartonașul cu numărul 1,
Ăla trebuia să le iei 3, 1 ori 3. Încerci așa să vezi dacă... Da? După aceea, dacă ăla le-a pe 4, ăsta trebuia să le-a pe 12. De 3 ori mai mult, nu? Da. Deci 1, 3, 4 cu 12. Și pe aceea ce mai redăm? Păi dacă ăla le-a pe 1, înseamnă că celălalt trebuie să le iei pe 4. De 3 ori mai mare, nu pe 4. Nu, trebuie să le iei pe 3. Pe 3. Și dacă ăla le-a pe 3, trebuie să le iei pe 9. Păi nu mai e, s-o lua 3, nu mai este. Îl ia pe 4, 4, 3, 12. Nu, n-am multiplic. Nu, nu mai avem la fiecare. Nu mai răstea două, le putem... Da. Ce joc să facem aici ca să meargă asta? M-am citit și o altă problemă, poate am rătat ceva. Deci 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 și 16. Sigur sunt așa. Deci pe o masă sunt 9 cartonașe. 2, 4, 6, 8, 9. Așa. Pe care sunt scrise numerele astea. Victor și Gabriel au luat fiecare câte 4 cartonașe. Și au observat că suma numerelor de pe cartonașele lui Victor este de 3 ori mai mare decât suma numerelor de pe cartonașele lui Gabriel. Ce număr a rămas pe masă? M-am citit odată numerele, poate le-am încurcat. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16. Da. Să vedem dacă o greșit acum. Deci logica raționamentului spune așa. Că numerele mari trebuie să le luăm la cel care are de 3 ori. Numerele mici la cel care... Suma tuturor numerelor de pe masă de restul 2. Cum am făcut noi, la împărțirea cu 4. Iar suma numerelor de cartonașele luate de cei doi copii este multiplu de 4. Numărul rămas pe masă nu poate fi decât 6. Cum? Mai citesc o dată. Așa cum am făcut și noi, am gândit bine. Suma tuturor numerelor de pe masă, de restul 2, la împărțirea cu 4. Și mai lupesc voi. Iar suma numerelor de pe cartonașele luate de cei doi copii este multiplu de 4. Păi da, asta... Suma... numerelor de pe cartonașele luate de cei doi copii este multiplu de 4. Cum se multiplu de 4 când am luat la 17? Păi 4 ori 17, multiplu de 4. 4 ori 17, da, care un cartonaș, un cartonaș ar fi 17, adică cum ar fi Gabi, ar avea 17 pe cartonaș. Dar 17 nu e multiplu de 4. Numărul rămas pe masă nu poate fi decât 6. Și de ce e 6? Dacă e rest 2. Hai să uitați să-l dăm profesor. Oh, pentru că spune că trebuie să fie multiplu de 4, cum ar fi el ia din 17, el ia cum ar fi 1 punct, pentru că dacă am luat 17 de 4 ori, am luat 4 puncte și plus restul ar fi la 2, dar 6. Bun, hai să vedem dacă 6 rămâne, cum le încropim, cum le facem. Da, asta înseamnă că acolo nu mai trebuie să fie 17, trebuie să fie 16. Hai putem, 70 minus 6 este 64, 64 împărțit la 4 dă 16, nu 17. Nu o să mai dea. 70 minus 6-le la care rămâne acolo, suma rămâne 64. Și 64 împărțit la 4, că e multiplu de 4, dă 16. Deci ea ia 16 și ălaltul ia 64 minus 16. Să vedem cum vine raționamentul. Asta e. Deci, practic, noi am zis că suma totală este, pe când data e 7. Multiplu de 4 și rămâne restul 2. Multiplu de 4 și rămâne restul 2, adică 60 și cât? 68, dacă vreți așa. 4, 17, 68, nu? Uh-huh. Și... Dar de fapt e 4, 16 plus 6 la care rămâne. 68. Iar acum, când adună părțile ei, ei le adună, sunt 3 într-o parte și 4 în cealaltă. Și una într-o parte, cealaltă, nu? 4 părți. Și 4, 64 s-ar împărți la 4.
Dar și 68 se împarte la 4. 68. Da, 68 și-am dat restul 2. Și, adică ar fi cu 2 de la da. 70. Nu se împarte. Și nu presupun că asta s-a gândit 68 împărțit la 4. Se împarte cât de 17. Da. Când am văzut noi aici că se împarte. Da. Dar raționamentul ăsta pleacă de la ăsta la care noi am plecat și corect. Da. Și la aceea zice așa. Suma, da, suma numerelor de pe cartonașele luate de cei doi copii este multiplu de 4. Numărul rămas pe masă nu poate fi decât 6. Nu poate fi decât 6. Cum a ajuns la 6? Suma lor e multiplu de 4, de acord cu asta. Suma numerelor este 4, 17, da. Multiplu de 4. Iar 4 plus 2, 6. 4, multiplu de 4, da. 4 plus 2 restul, numărul nu poate fi decât 6. Păi da, pentru că presupun că s-a gândit și el restul multiplu 2. De 4. Eu cred că aici el aici bate, domnul profesor. Multiplu de 4. Deci fiecare parte, noi am zis că 17 ar fi fiecare porțiune de cea, da? Da, dar e 16. Dar el pierde fiecare parte, pierde câte un 1 la da. Fiecare parte și rămâne și la 16. Care... Și cu 2 fac 6. 6. Și atunci 6 rămâne pe tablă. Și ia să vedem care ar fi numărului dacă 6 da, rămâne pe tablă. Deci asta, 17 acesta, pierde la fiecare parte câte un 1. Da, și cei 4 cei și cu 4 cei 2. Și cu 4 și 2 fac 6 da. Și atunci așa... Trebuia să poartă, să piardă, domnul profesor, când ne-a dat restul 2 și 2 noi nu-l găsim. Și atunci ne mai trebuie un 4, ne mai găsim de un 4. Da. Restul deci e tot de multiplul de 4. Deci mai mergem înapoi. Mai dacă mergem. Nu era nici 6 lipitabilă, mai luam 2 ori 4, 8 și cu 2 10 și poate era 10 lipitabilă. Așa, cum 2 nu-l găsim, asta era. Exact, raționamentul. Cum 2 nu-l găsim aici pe tablă, cum 2 nu-l găsim. Restul e multiplu de 4. Ne ducem înapoi cu un 4 înapoi. Nu mai facem 4 ori 17, facem 4 ori 16. Atunci luăm la fiecare parte câte unul. Deci, hai să vedem. Începem să elaborăm raționamentul așa. Cum suma totală, cât a fost aici? Suma totală a fost 70. Am împărțit la 4 și restul e 2. 2 nu este pe tablă. Niciun cartonaș nu are pe 2. Și atunci mai luăm câte unul la fiecare, că restul și e multiplu. Și atunci mai mergem încă o etapă înapoi, de la 68. Și o să dea corect. De fapt, 68 ar fost pe 17 ori 4. Minus 4, că e multiplu. Și mai mergem la un alt multiplu de 4 înapoi mai și mă duc la 64. Așa, da. 64, 4, 16. 4 acela, că m-am dus înapoi și cu 2-ul, la împărțirea așa, asta și... De data asta, restul este 6, nu? Și acum este 6, corect. Și 6 îl găsim. Și 6 este. Ei, 6 îl găsim și atunci trebuie să ne gândim că facem 16 pe fiecare pe da, ia să vedem ce facem 16 din partea. Deci trebuie un 16 aici, nu? Da. 16. Și aici va fi 16, 48. Da, ia să vedem. 16 din cine facem? Din 4 cu 3 cu 9. Da, 4 cartorașe. 4 cartonașe. 8 cu 3, 1, 3, 4, 8. Ia să vedem. 1, 3, 4 și 8. Facem? Da, merge. Da. Merge. Facem 16, da? Da. Și acolo 9. Sigur facem 4 și 8. Aici face 20 și 28, 48. Perfect. Deci asta este o echipă. Și dacă nu găseam nici pe 6, domn profesor? Dacă nu găseam nici pe 6, mai mergeam încă înapoi. 4 ori 15, 60.